ordona într-un fel colaborarea dintre aceste județe. Îi mulțumesc foarte mult, domnului general Dan Grecu. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, domnule Chiriac. Trebuia să se facă mai de mult această chestiune. E foarte delicat subiectul să ai reprezentanții armatei pe de o parte și autoritățile locale pe de altă parte discutând despre dronele rusești. Este delicat din perspectiva ce a spus dumneavoastră, a discuției vis-a-vis de situație, dar nu este delicat vis-a-vis de siguranța populației, mai ales că atât Ministerul Apărării Naționale, cât și Ministerul de Interne, de altfel, cât și autoritățile locale au prin lege obligația de a face astfel de convocări, de pregătire pe problema, nu numai pe problema, pe această problemă a dronelor, ci în general pe pregătirea populației, teritoriului, economiei pentru apărare, ceea ce este ceva mai mult decât pregătirea propriu-zisă a forțelor armate, cele ale Ministerului Apărării Naționale, respectiv a forțelor din celelalte forțe din sectorul de securitate și apărare și ordine publică. Domnule general, Deci, vorbiți faptul despre ăsta a fost. pregătirea populației. Ne putem aștepta ca în aceste patru județe populația să primească cursuri de pregătire finanțate, plătite de autoritățile locale? Nu mă aștept la așa ceva. Populația în întregul ei. Dar ca populația să fie informată cum să se comporte, așa cum de altfel s-a întâmplat după ce au căzut cele trei drone, ce vorbeam acum aproape o lună despre ele, despre cum trebuie să se comporte, despre faptul că nu trebuie să iasă să se pozeze cu drona, ci trebuie să se protejeze într-un loc adăpostit, chiar în adăposturile construite de Ministerul Apărării Naționale, chiar dacă ele sunt temporare și unii dintre oameni, inclusiv colegi de-ai dumneavoastră, le-au luat în râs. Ele sunt un mijloc de protecție. Deci, în sensul ăsta. În egală măsură, însă, autoritățile trebuie să fie pregătite că până la urma urmei, până vine armata cu tancuri, turnuri, rachete și alte minuni în nu știu care localitate din țară, autoritatea locală este cea prima care dă semnalul, ia măsurile de rigoare prin formațiunile care există și sunt organizate potrivit legii privind situațiile de urgență. Deci aici nu este vorba nici de armată, nici de minister, nici de niciun. Aici este vorba de o activitate interguvernamentală, interagenții, în care toți trebuie să conlucreze, beneficiar fiind individul, populația. El trebuie să fie cel protejat. El, individul sau ea, populația. Da, s-a aflat, domnule general, că aceste drone rusești au componente fabricate în Europa. Deci, până la urmă, există în continuare profitori din industria de armament care profită de acest război, chiar și în această Europa care a supus Rusia la sancțiuni și așa mai departe. Dacă ne referim, de exemplu, la dronele și doar la dronele Shahed 136, care sunt printre cele mai folosite, acestea, deși sunt de producție iraniană, Da. au început și rușii să le facă. Rușii folosesc toate mijloacele ca în condițiile embargoului impus sancțiunilor, să găsească debușeuri de aprovizionare. Drept dovadă, exporturile de materiale, să le spun, sensibile, așa în general, deci cele care pot fi utilizate și în industria militară, către state din centrul Asiei, au crescut cu 50, 100%, 200% și chiar 300%. Iar firmele exportatoare nu erau din Etiopia, Bangladesh sau Belarus. Nu, erau inclusiv din Statele Unite și din Occidentul dezvoltat, că aici e treaba. Vorba românului, eu totdeauna apelez la ea. Banul ochiul dracului. Da, asta vă referiți la faptul că nu au avut scrupule europenii atunci când Da, au decis să le pentru vândă că componente. Da, absolut. domnule general, aș vrea să vedem niște imagini. Președintele Joe Biden a participat la un fel de protest. Haideți să vedem aceste imagini care sunt inedite. Le vedeam trecând pe holurile televiziunii, m-am oprit, m-am gândit că merită să revenim asupra lor. You saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices, gave up a lot, and the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You
Democratul Joe Biden a mers la un centru de distribuție de piese din Michigan deținut de General Motors și s-a alăturat zecilor de lucrători. La fața locului, președintele a făcut referire la o salvare guvernamentală din 2009 a producătorilor.